unul s-a luat cu bmw la întrecere cu mine. Ia stai că e greu. E greu cu metri, stai că să pe spor. când am apăsat, am dat drumul la căldură. Ce să mă trec pe mine cu butoane, zic că e avion. Dă manetile alea, nu știu ce face, nu ăla de la... Dă ce-i pus nu ăla acolo, cu... între alea la... De, de, la... De la neagul, de la ce-i pus ăla? nebunim. Lasă, dracu, mai bine să nu vorbim de ele pe, pe live Și să vorbim de mașină, mânca bașgura voastră, bineînțeles, și ce am făcut de sărbători, că am stat pe spate, n-am fost panică s că a făcut nevasta mea o salată de orientală sau de băf, că nu mai știu, care e aia cu ceapă, care e aia, cu oțet și cu dalea, cred că m a relax pe spate de sărbători, a luat și mașina. Am fost până la Giurgiu cu ea, frumos. Singura problemă e că face pană pe dreapta, de două în două ore mă opresc să bag ăla, cum se cheamă, era să zic compensatorul, cum dracu se bagă la, la brichetă, la priză acolo, să bagă la mașină și bagi, dăm două, în două ore, mi se dă roata. Apoi acum, ce să vorbim în cabaj gura voastră? Că am trecut de la Opel la Mercedes și nu știu să merg cu Mercedes-ul în cabaj voastră, cu senzor, auzi? Nu știu să fac parcări cu fața, cu spate, cu lateralul. Dacă găsesc un loc de patru mașini acolo, parchez. Gagica mea stătea în spate. Gagica mea stătea în spate. Și îmi făcea semnul unde să parchez. Și făcea senzorul la ca toți dracii. Și două ore mi-a luat să mă gândesc mâncați. Și de ce face senzorul la că eu mic în spate. Și mi-a dat, după două ore mi-a dat seama că e gagica în spate. Vă dați seama, e cam greu cu senzori și te-am și E greu cu senzor. Ce senzor, mă, trăiți ar familia ta la Opel, dăteam, dărămam zidul la vecine, și de bun la cap, făceam, așa făcea mașina când. Să trec de la ale. Să nu mai zic că mi-a recunoscut ăștia mașina, din vlogul de la zbor, cred că vreo 200 de O Unul s-a luat cu bmw la întrecere cu mine. Ia, stai că e greu. E greu cu metri, stai că pe sport. Și când am apăsat, am dat drumul la căldură. Ce să mă trec pe mine cu butoane, zic că e avion. Mă iei pe mine de Opel, care ce aveam? Aveam schimbătorul și apăsam pe pedalele alea și mergea mașina undeva. Schimbătorul aici de alea, am dat dreacul să, să dau drumul la ștergătoare, am dat drumul la semnal, nu mai revine semnal, nu mai știu să dau cum să revine semnal, nu mai știu cum să dau de manetile alea, nu știu ce face nu ăla de la... De ce-i pus nu ăla acolo între alea de, de, la... De la negu, de la ce-i pus ăla? Râdă la rachetă, râdă la... Nu înțelegi nimic, mă, caba jura. Cred că mi-a mea mi vreo 2 5 ani de zile, să... între 2 și 5 ani de zile, cred că mi-a să mă obi și cu mărța anul ăsta, trei var familia voastră să bătrească. Era și eu... Era și o, o trei var familia voastră, au uitați Bac și eu, a luat... Că n-am, am Bluetooth, dacă pentru telefon să vorbesc, n-am Bluetooth să ascult muzică. Și m-a luat de la adaptor, de la ca să ne amechi de vremuri bune. Brichetă la brichet. Și bag și o melodia asta, mă, voastră, în mașină. Eu cu gagica mea, gagica mea, așa și bag și o melodia asta. Bag si eu melodia asta, bași. Și merg la Giurgiu, pe drumul la frumos, geamul deschis, că sunt învățat că la opăr, că nu merge geamul. Și când deschideam geamul să fumez, nu mai îl Si Și mergeam cu geamul deschis 22 ore dacă era nevoie. Cu geamul deschis frumos și cu melodia asta, Un ca si pula voastră în Mercedes, ia auzi. Ia aici. Mergeam așa. Ia uite, Ia Să moară mama dacă așa mergeam. Mă uitam. Ia uite. Mi-a spus mă iubește mult. Da Dar și ca suferit prea mult oh. Nici măcar nu o mai au Mă întreb ce că în filmul ăsta Și odată aud în dreapta O pleșter morții, mătii, melodie Ai asculți cu mine melodii de da, amante futu morții, mătii, în gât Să cad cu mașina la călugăren în șanț Să cad cu mașina la călugăren în șanț Când a început nevastă mea să urle, dar te zic, băi, da ascultam o melodie, n-am treabă cu... Băi, băiat, să ca cu mașina în ma, mă, cu Mercedesul la ăla, mă, intru direct în rost, să cac, să, să, să apar la știri cu, ca cu cacu mașina rond. Când a urlat aia dată, m am capă pe mine, ești prost. Că a început să cânte partea asta, stai așa. Asta. Fi soția perfectă, pe când e partida discretă. Când a auzit gagică, mea nevastă mea asta, a făcut așa odată. Am văzut-o cum a clănținit-o. Când a urlat odată, oprești, tot od melodia aia. Al dracu, scurs cu mine melodia de amante în mașină. Oh, ho, ho, m am speriat un pic, vreau să vă mint? Un pic așa m am speriat un pic mai mult să trag cu stânga de volan să cad și să nu vreau, nu vreau să vă zic măcar bași mă, mă dor mâinile când conduc mașina asta că la o părere simplu, stânga dracu. Bă, dracu e și grea și zici că nu are servo direcție când dau dracu fac gangliona sub braț, mânca bă, gura voastră că stau să dau stânga dreapta de volan. Zici că merg cu vaporul, bă, trăi bă, familia voastră să vă trăiască. Dacă după două zile ne-a dat, ne dat și noi drumul să mai eu cu nevasta mea, cum dă și noi drumul la căldură, trei, că nu știam, mă vreți să vă mint, la, la, căldură, la clima aia. Nu știam. Am dat și noi de butoane aia după acolo și așa, râdeam ca ne mașină, face, bă, da, țăran suntem. Păi dacă n-am avut, bă, mâncam, v la de unde dracu să știi, mă, trei familia voastră. Mă e pe mine de la Giurgiu, de la București pe mine, măi, pe mine, mă, pe mine, mă pe mine în astea, în, în, în Delta astea, în avioanile astea. Păi da, păi da. Frumos, am stat pe spate, și buna voastră. A fost frumos rău de tot zilele astea. A fost frumos rău de tot. E greu. E greu. Cu, cu merțan la bloc. Am viață de șmecher, mă, să moară familia. Merg cu merțanul la să moara, familia mea cu mâinile așa, e dat în spate, că nu știu dau mai în față. Și că pe bunici că sunt jmecher de ăla. Uite așa merg, dar abia ajung la volan, mă doare dracu, fac întindere la mână când conduc. Pai da? e greu cu Berțaru, trăim în familia voastră să vă trească. Am fost, am dus-o la, la, la repara la mecanic, mi-a pus, mi-a completat când, a, când am dus mașina la mecanic, cu patru zile. Am dus mașina la mecanic, mi-a băgat lichidă frână, după patru zile nu mai lichidă frână. Marcăm punct frână, are un pic de delay, așa, are un pic de delay, dar asta e și așa ne jucăm jocuri. Mai facem picuri, mai facem asta, așa face și cu Merțanu. Ne dă și noi seama că pune la frână, dăm față, pune și noi mai dăm timp așa. Pai da, mare, deci nu e mare. Ce vrei, mă, trebuie să bagi bani în orice mașină, nu? Opelul meu să moare, dar n-am băgat în 5 ani de zile 50 de milioane. Atât, în 5 ani de zile. Am căzut cu el după transfăgărășan. Am intrat cu el în tir. Am dat cu el toți pereții. Am dărâmat garaje, am dărâmat. Am mers cu el pe câmp, am mers. Nu Are treabă opelul meu, mâncați și curat. E greu. Ce motor ai pe Mercedes? 1.8. E greu. Vezi că e greu cu mine. Tei cu mine la întrecere. Tu mergi mai departe și o rămân în rond. E greu cu merțarul ăsta. Sincer să vă zic, mie, mie, e greu să mă obișnesc. De la am stat inconfortabil cu căldură în scaune, trăi var familia voastră să vă trăiască. Mă, căldură în scaune, apăsați pe un buton și te încălzește la cur. Trăi var familia să vă trăiască apeși pe buton și se încălzește scaunul. Singura dată când se încălzea scaunul la opele, când încă dați țigara de gură și uitam că mi-a căzut și, mi și se punea sub găoază de mi ardea blugi. Atât. Auzi căldură, dai pe butoanele alea și te încălzește și la spate, și la șale, și la ale. Trăi var familia să vă trăiască. Auzi la ăștia căldură în scauni. O să-mi ia până mă obișnesc, vreo 25 de ani de zile scaunele au, airbag. Eu știu ce dracu e la airbag. A, e ăla de explodează când face accident, îți explodează în gură. de face fața ca lui Carolina, nu? Ce vreți, mă, ne obișnim și noi până alea. Oricum eu nu avem aveam de cu să-mi mașină, pe bune, chiar nu aveam de gând să-mi mașină, acum a venit, e binevenită, Doamne ajută, fraților. Dar eu nu aveam de cu să-mi mașină, eu -am zis. Eu cu casa să-mi iau un câine, să stau acolo și la casă, să stau să fac și un grătar, niște mici, o pastramă de oaie, ca așa să-mi în casa. Nu știu noi pe pe ăștia, pe prietenii ăștia apropiați. Și nu știu, noi un grătar cu niște mici, o muzică populară pe fundal, în 50. Să stăm pe spate, frate, o ce ta, grabă, bă, ce atâtea astea, bă, trăim, bă în familia voastră. Felicitări sunt mi pe frâne la merge de ai grijă de pup. Păi mi-am pus, mă, mi-am pus discuri, mi-am pus toate alea, sunt noi. Stai N-știi că deja am băgat bani. Păi astia încep toți. Bagă imogene, carplay. Păi carplay să trebuie ție, mă, trăiți ar familia privată la mașină, s-a s-a scurs pe bluetooth muzică. Carplay îmi trebuie mie. Nu trebuie să-i repar dreacul frâne, alea, pui frâne, intri Dumitru, dracu Intri direct în tir. A, trebuie, mă, CarPlay prima dată, mă. CarPlay trebuie. Pagă mogere, fă, pune colan pe aia și CarPlay. Și când pui frână de la București, de aici de la Eroie Bun, ți -a, la Giurgiu, 50 de kilometri. Mărul nu. Ai rezolvat problema cu banca? Dacă nu, cum ai proceda cu mașina în cu actorii? Am pus-o pe în lui mama, că dacă punea pe numele meu, venea băieții. Venea băieții direct, avea mersanul lor. Nu mai era mașina mai era lor. Păi dacă mi-a luat aer condiționat, trei var familia voastră și a să-mi să, -mi, să -mi ia aer condiționat pe aia de la, de la bancă. Ce faci, băi, nene, băi, aer era erau pumpă, mama aia să lege pe hol, trăiți ar familia să strească. Pă ce, că mai luat aer la 40 de ani, că noi Giurgiu veni, am aflat că există aer la 40 de ani. Vi să-mi ieși aer consumat. Păi, ce, dracu, fac, o pun iar pe mama mai să lege pe hol să facă vânt în casă? Dacă nu mă mințiți masă, să mă arătă, să mă arătă. Îmi place rău să beau Red Bull. <laughs>